o să plec și eu acum pe la mama, o scurtă vacanță. Sper să ne revedem cu bine și știu eu, dacă o vrea Dumnezeu să mai rămânem pe aici, să facem un sezon, sper eu, un pic mai bun decât acesta. Cum a fost campionatul ăsta? Din câte ați văzut și voi, a fost destul de lung și destul de greu. Eu zic că ce a depins de noi am făcut și mă bucur că am terminat pe podium. Cristi, ce v-a lipsit să jucați barajul sau să promovați? Eu zic că am avut și puțină neșansă, dar totuși eu zic că suntem pe un loc bun, am terminat pe un loc bun. Ați format un grup frumos, unit și cel mai important, ați câștigat publicul. Da, contează că suntem toți, ne cunoaștem de atâția, majoritatea am crescut împreună, suntem toți, aproape toți dâmbovițeni și eu zic că am închegat un lot destul de frumos. Chercheza a înscris 17 din cele 66 de goluri ale Chindiei din acest campionat. Multe dintre reușitele sale, ca la Brașov sau Târgu Lungeni, de exemplu, s-au dovedit decisive pentru soarta punctelor. Probabil cel mai important, cred că a fost cel de la Brașov, când am bătut 1-0. În rest, toate goluri venite pe un fond bun de joc. Deși s-a spus că e dorit insistent de câteva echipe, Cherchez spune că nu există oferte concrete și că Târgoviște va fi prima sa opțiune și pentru sezonul viitor. Atacantul își dorește condiții mai bune la Chindia în viitorul apropiat. Mai rău pentru noi a fost perioada de pregătire, să zic, se vede că ne lipsește un teren, dar în rest ne-am comportat bine, noi ne-am făcut treaba, am jucat unde am avut de jucat și rezultatele au venit. Ce faci, rămâi la Chindia? Nu știu să zic ceva concret acum, dar eu nu m-aș bucura să rămân aici să promovez cu ei. Ai oferte la momentul ăsta? Concret nimic. Asta înseamnă că te vedem peste o lună tot aici la reunire, în principiu. La reunire, da, cred că o să fiu.